Bun găsit la Real Risk, astăzi în studioul nostru, Cetatea Aiudului, printr-o cei trei reprezentanți, primar, viceprimar, manager al municipiului Aiud. Vom discuta despre realizările obținute de actuala administrație locală, dar și despre perspectiva pe care o are Aiudul spre a deveni unul dintre cele mai frumoase și mai dezvoltate municipii din județul Alba. Bun venit, nu ne-am văzut de mult, dar în aceeași echipă, și eu mă întreb așa, când vă certați dumneavoastră? Conducerea Aiudului, când se ceartă? Ia să scântei, doamna primar. Nu pentru că eu trebuie să vorbesc prima neapărat, nu, ci pentru că mi se bănuiesc pare că nu sunteți tot timpul de acord. Nu suntem tot timpul de acord și e foarte bine că nu suntem tot timpul de acord. Nu ne certăm, ci avem un moment în care punem pe masă ideile noastre, opțiunile noastre, opiniile noastre pe temele importante, după care se decantează lucrurile și alegem varianta cea mai potrivită. Poate fi varianta unuia dintre noi, poate fi o variantă de sinteză care reunește mai multe elemente, dar conceptul ceartă nu există, ci doar o interferență, o ciocnire de idei de unde să rezulte soluția cea mai bună. Deci faceți un fel de furtună așa a creierilor. Brainstorming. Da? Bun, cine vine de regulă cu ideile? Acum, sincer, ora adevărului, pe rând aveți zilnic idei de dezvoltare, o dată pe săptămână? Faceți ședințe de genul ăsta? Ce mai are nevoie Aiudul? Avem ședințe, nu într-un mod regulat, de mai multe ori pe săptămână, cel puțin o dată luni începem prin a ne așeza și a discuta, sau după ce trece o etapă ne așezăm și discutăm, dar ideile, pur și simplu, eu nici nu cred că careva dintre noi ar putea să zică a cui a fost ideea aceea. Pentru că ele vin la o masă, stând, discutând cu toată echipa de management, ne punem de acord și chiar acum când ați întrebat... Să zic așa, alergită, că bănuiesc că nu sunteți doar trei persoane. Păi echipa care stă la masa de discuție în cerc restrâns este din noi trei și cei doi consilieri ai doamnei primar cu care discutăm, cărora li se adaugă, bineînțeles, directorii din primărie care vin cu ideile fiecare la locul lui. Asta este o discuție tot într-un mod regulat, cel puțin o dată pe săptămână, cu directorul de la economice, directorul de la tehnic, directorul de la SPAPL, cel puțin cu dânsii, și în afară de asta fiecare poate să vină când are ceva de discutat sau când avem noi ceva de discutat cu ei. Și referitor la ceea ce ați discutat mai înainte, tocmai astăzi am avut o discuție foarte drăguță în care, nu știu, am lăudat-o pe Oana, Oana m-a lăudat cu ceva și Liviu zicea, mă, ce vă mai lăudați, ce s-a întâmplat? Deci chiar funcționăm așa, chiar dacă nu crede lumea. Păi nu pare ca o idilă așa frumoasă, de obicei oamenii se mai ceartă, nu sunt de acord. Pot să fac o mărturisire? Da. Nu? La un moment dat a venit cineva la noi în birou, la mine, în birou de primar, era și Helga acolo și a zis, nu vă imaginați ce bine este că vă înțelegeți atât de bine. Pentru că au fost momente în această primărie în care ușa dintre primar și viceprimar era bătută în cuie. Și mi-am dat seama, și sunt oameni care funcționează în primărie de zeci de ani, care știu într-adevăr modul în care funcționa biroul 1, biroul 2, ce fel de relaționări erau. Există un confort din punctul ăsta de vedere al funcționarului public atunci când nu are un birou 1 cu o anumită direcție, un birou 2 cu o anumită direcție și un manager care are o altă, Bine, o altă direcție. Pe vremea domnului Josan, îl chema, nu? Pe fostul primar. Da. Nu exista managerul. Ba da, exista așa, în ultimul mandat. Sigur că da. Nu noi am înființat această... Și era tot bărbat și managerul? Sigur că da. Eu mă gândeam, așa interpretam, zic, uite bă, vezi un manager și două femei, de una de stânga, una de-a dreapta, un viceprimar și un primar femeie, un ideal, nu, știi? Nu, trebuie să lau și eu, pe că cred că trebuie să decriptați capacitatea noastră de a ne înțelege tocmai prin obiectivul pe care îl avem
comun fiecare dintre noi. Bun, apropo de obiective, mai aveți un an până la încheierea acestui mandat. În toată această perioadă de 3 ani și ceva, 3 ani și o lună, 3 ani și 2 luni, nu? Cât la sută din obiectivele propuse le-ați realizat și câte obiective ați adăugat la lista inițială? Că bănuiesc că ați plecat cu o listă inițială, cu niște promisiuni electorale, cu un program care s-a schimbat. Cum s-a schimbat acest program? În plus, în minus și cât ați realizat din el? Dacă îmi dați voie să spun eu câteva lucruri pe marginea acestui subiect, sigur că în momentul în care intri în administrarea unui municipiu cu o listă de obiective, categoric aceasta se poate schimba pe parcurs, sens în care s-a schimbat și la noi. O mare parte dintre obiectivele pe care le-am asumat în momentul în care am venit au fost realizate, altele sunt în curs de realizare. Am vorbit despre proiectele europene, am spus că vom aduce proiecte europene și bani europeni în municipiul Aiud, am adus mai mult decât am crezut atunci când am venit la primărie în iunie 2016. Asta s-a datorat și faptului că am muncit într-un mod susținut, că avem un aparat de specialitate care în mare parte susține demersul nostru de a aduce bani europeni și de a dezvolta comunitatea. În ceea ce privește evenimentele culturale, evenimentele pe care le desfășurăm la nivelul municipiului Aiud, categoric am adus plus valoare constantă și consistentă la fiecare dintre evenimentele pe care le desfășurăm, fie că vorbim despre festivalul de folclor, fie că vorbim despre Ziua Rozelor, o să vorbim și despre un alt eveniment care va fi anul acesta în primă ediție în municipiul Aiud. Pe partea de, dacă este să vă mărturisesc un regret, este faptul că încă nu am reușit să aducem, așa cum și-au dorit investitorii, și-au dorit Aiuden un mare investitor. Dar aici putem eventual să discutăm subiectul în sine aplicat, pentru că s-a schimbat inclusiv modul în care noi vedem lucrurile de la momentul la care am venit în primăria municipiului Aiud. Ok, haideți să le luăm un pic pe rând. Banii europeni. Ați spus că ați adus mai mulți bani europeni decât, sau fonduri europene, să le spunem așa, decât ați preconizat la început. Din cauza cui s-a întâmplat? Am înțeles. Efort susținut, echipă muncitoare, v-a favorizat și legile? Sau legislația României cu privire la fonduri europene este o legislație care se aplică, tuturor solicitanților de fonduri europene. Corect, dar s-a făcut mai riguroasă sau mai binevoitoare? Nu aș spune că s-a modificat într-un mod restrictiv. Nu, de la exercițiu trecut la acest exercițiu financiar, doar s-a schimbat puțin filozofia în care se acordă bani europeni, dar birocrația a rămas aceeași. Deci birocrația e aceeași. Da, vă rog. Te rog, dacă îmi permiteți, aș avea aici cel puțin două aspecte de adăugat. Opțiunea de a aduce fonduri europene a fost una strategică. Știam foarte clar că bugetul local are resurse limitate. Clar. Știam foarte clar că suntem o primărie cu o majoritate alta decât majoritatea de la guvernare. Și opțiunea noastră pentru fondurile europene era absolut strategică. Asta ar fi prima direcție. A doua direcție. Municipiul Aiud pierduse toate trenurile în exercițiu financiar trecut. Adică să înțeleg că n-au fost luate fonduri deloc? A fost un singur proiect, cel legat de refacerea colegiului Bethlen Gabor din Aiud și punct pe care noi l-am găsit într-un anumit stadiu. Finalizarea efectiv s-a făcut la începutul mandatului nostru. Dar să ai în acest moment un portofoliu de peste 10 proiecte depuse pentru finanțare europeană, 6 din ele în implementare și 2 într-o etapă de precontractare, înseamnă un portofoliu de 8 proiecte pe fonduri europene câștigate la nivelul municipiului Aiud în 3 ani și un pic. Putem un pic puncta pe sigur, aceste proiecte? Sigur că putem detalia, sigur că da. Și adică, proiectele. Adică sunt proiecte, că sunt și proiecte de astea. Nu sunt proiectele, tocmai asta este. Am început în 2016 prin a scrie proiecte pe programul operațional capacitate administrativă, da. Care program operațional vine să dezvolte modul în care aparatul de specialitate al primarului lucrează și relaționează cu cetățenii.
Aici am scris trei proiecte, toate trei fiind câștigătoare. Vă sumarizez, într-unul, prin intermediul unui proiect, dezvoltăm politici de integritate în cadrul primăriei municipiului Aiud. Printr-un alt proiect implementăm sistemul de management și control ISO 9001 și prin un alt proiect mai mare semnat și intrat în implementare de curând vom schimba tot ce înseamnă produse informatice în cadrul primăriei municipiului, atât pe partea de hardware cât și pe partea de software, produse informatice care vor veni odată să ne ajute pe noi să luăm decizii în baza unor date reale, obținute în timp real și în alte ordine de idei care vin să eficientizeze, să ușureze modul în care noi comunicăm cu cetățeanul. Iar după implementarea acestui proiect care are ca termen de implementare anul 2021, cetățeanul va simți o ușurință în modul în care va comunica cu administrația publică locală, inclusiv vor fi momente în care nu va mai trebui să se mai deplaseze la primăria municipiului pentru a obține o serie de documente, cum ar fi avize, certificate de urbanism, autorizații de construcții. Deci se vor putea obține de pe mediul online. Categoric, da, depunând documente. Acestea sunt proiectele pe care le implementăm pe programul operațional Capacitatea deci Administrativă. Deci practică calitatea de coordonare administrare. A administrare. Da. Exact. Da. Pe de altă parte, avem setul de proiecte depus pe programul operațional regional. Dintre aceste proiecte, două sunt depuse, toate sunt depuse de către noi în calitate de beneficiari, iar unul este depus în parteneriatul Consiliului Județean Alba. Avem trei proiecte în implementare în momentul de față pe POR. Acest proiect Transalpina de Apuseni, lider de parteneriat fiind Consiliul Județean Alba, unde ne avem contribuție și avem atribuție și echipă, adică membrii în echipa de management. Se face această șosea care pornește din municipiul Aiud până la Abrud. De la Aiud. Din centrul municipiului Aiud, zona colțul cetății, da? Da? Deci e central, stânga, se face în stânga și se va merge pe șoseaua care duce către Sloboda și ulterior către Munții Apuseni, Abrud, Bucium. Nu către Buru. Deci nu către Derimedia, se urcă pe... Nu, se face la un moment dat stânga și se merge către Sloboda, pădurea Sloboda și de acolo încolo. Ce se va face cu drumul? Asta este un drum cu o valoare turistică și culturală enormă. Pentru Aiud este o oportunitate fantastică în zona de promovare și în zona de placă turnantă. Pentru că este o deschidere fantastică. Da. În paralel cu acest proiect... se asfaltează, se lărgește. Se reabilitează. Piste de biciclete, se introduce rețeaua de curent în subteran. Va fi o strada Avramiancu, strada Moților și tot ce merge a Brutului încolo vor fi modernizate la ultimul standard. Deci, practic, se reconstruiește drumul. Se reconstruiește drumul prins cu săpătura în casetă. Cred că ați întârziat. Nu știu că ați întârziat, dar mă rog. Suntem singurul UAT care are contribuție proprie. Da. Restul sunt satele care... Da, știți de ce spunem asta? Pentru că foarte multă lume nu știe că avem contribuție financiară, că avem om în... Avem trei persoane în echipa de implementare. În echipa de implementare. Deci noi nu suntem doar beneficiari acestui proiect. Punem umărul într-un mod consistent pentru ca aiudenii să beneficieze de această oportunitate. Acele trei persoane sunt plătite bănuiesc din fonduri. E irelevant asta. E irelevant asta. Spunem că toate satele care vor beneficia de drum stau și așteaptă să li se facă drumul, pur și simplu în timp ce aiudenii aduc aport financiar, avem contribuție la acest proiect, ceea ce statele nu au, și avem oameni în echipa de implementare. Persoanele care lucrează în acest proiect nu sunt plătite în momentul de față. Asta am spus că e irelevant. Sigur că da. Iar pe lângă acest proiect, dacă am început să deschidem lista de proiecte, avem două proiecte în implementare în calitate de beneficiar. Este vorba despre proiectul Ecoagrement, Aiud zone de agrement Avramiancu și Caterina Varga, un proiect care vine să revitalizeze două zone părăginite, să le aducă în circuitul civil, astfel încât lumea să socializeze. Nu, sunt două zone părăginite, abandonate. Aiudenii cunosc vechiul cartodrom, care este o zonă nefolosită, uitată, părăsită. Fostă industrială? Nu, cartodrom. Nici cartodrom. Se dea cu carturile acolo pe vreme. În Aiud. Da. În Aiud. Așa. Așa ceva. Toată acea zonă va deveni un parc în care va fi și skate park, va fi și ecran pentru proiecții în aer liber, respectiv cinema în aer liber, va fi zonă de promenadă, de jocuri pentru copii, tot. Va fi o zonă spectaculoasă, undeva unde nu este nimic în momentul acesta. Și de asemenea, pe Caterina Varga, similar,
și se vor lega cele două zone de agrement, de agrement prin pistă de biciclete. Pistă de biciclete, corect. Pentru că am ținut foarte mult în a da o notă de oraș verde. În toate proiectele noastre am urmărit acest lucru, creșterea zonelor verzi din oraș și tipul de deplasare între zonele de agrement să fie facilitat pentru biciclete. Eu mă prind greu, dar când m-am prins. Dumneavoastră ați tot căutat un investitor mare, nu a venit și a schimbat strategia, vă faceți oraș turistic? Nu, noi căutăm în continuare investitorul. Dar nu neapărat paralel, mare, să știți, niciodată n-am zis că noi căutăm neapărat un investitor mare. Vine, și da? Să știți că au existat audituri, dar nu asta ne interesează. Pe noi ne interesează să nu stăm pe loc cu lucrurile. Din moment ce ai o oportunitate de finanțare de la Uniunea Europeană pe o axă de acest fel, nu stai pe loc, o folosești, te duci înainte cu această direcție. Deci, administrația publică locală trebuie să fie modernă. Vor fi instrumente informatice, va fi o relație benefică cetățeanului, ușoară, ușor de dialogat cu el, pentru că vom implementa cu bani europeni acest sistem. Bun, asta e pe partea administrativă. Pe partea de investiții directe, ne interesează infrastructura rutieră, curentul, respectiv iluminatul public, gunoiul, transportul public local, astea sunt strategice pentru un municipiu. Și toate astea le-am identificat pe diferite axe de finanțare de la Uniunea Europeană și am scris proiectele și ne-am dus și am câștigat. Apropo finanțări. De curent, exista o recomandare a celor de la Consiliul Europei, nu? Până în 2017 sau începând cu 2017 să se introducă curentul în subteran pe toate străzile? Nu știu să existe o astfel de recomandare poate să fie. Noi vom începe un astfel de demers pe Avram Iancu Moților, Gheorghe Lazăr va cât fi... de complicat e? Păi este foarte costisitor. Nu este complicat, este foarte scump. De ce zic cât de foarte scump? Participă doar primăria sau cei de la Electrica sunt cei cofinanțatori? Nu. Se poate face pe banii bugetului local dacă ai sau se poate face pe banii electrici dacă există un proiect și își propun acest lucru. Oricum au prioritizări legate de această schimbare. Dacă ar fi să fie tras o linie la fonduri ca și sumă și să anticipăm un pic, că mai e un an până la... obținerea unui nou mandat. Ce crește suma, Liviu? Eu vă spun, în momentul de față, Primăria Municipiului implementează proiecte în valoare de 200 de milioane de lei, 208 milioane de lei, cu tot cu proiectul unde Consiliul Județean este lider de parteneriat. Deci în banii ăștia și fondurile europene și Consiliul Județean și PNDL 2? Nu, astea sunt fondurile europene. M-ați întrebat fonduri europene, v-am răspuns fonduri europene. 208, asta înseamnă 4... De unde ți-a bani? 4 milioane de euro. Mult mai mult. 40 de milioane de euro. 40 de milioane de euro, da. De milioane de euro. Ca să spunem în cuvinte, aceasta a fost capacitatea de absorpție a fondurilor europene aceste echipe de management. 45. Este celălalt proiect pe care îl avem în implementare cu Serviciul Ajutorului Maltez în România, filiala AIUD, prin care implementăm, dezvoltăm un centru de zi pentru persoane vârstnice, o cantină socială și un serviciu de îngrijire bătrână la domiciliu. Aceste trei proiecte sunt pe POR și, ce spunea doamna primar, mai avem două proiecte în precontractare. Este vorba despre extinderea prin mansardarea unei grădinițe cu program prelungit în AIUD și un proiect foarte mare care are în vedere dezvoltarea transportului public de persoane în municipiul AIUD. Iar prin intermediul acestui proiect, care are o valoare de 10 milioane de euro doar el, venim să implementăm transportul public local prin mijloace ecologice, în sensul în care vom achiziționa 16 autobuze electrice, total electrice, care vor acoperi acest serviciu de transport public de persoane. Vom înființa un depou unde aceste cu 16 stații de încărcare, unde aceste autobuze se vor încărca cu servici, cu spălătorie. Este în stadiu de precontractare. Vom dezvolta trei trasee de piste de biciclete cu o lungime totală de 9.000 de metri liniar, 9 km. AIUD va fi împânzit de piste de biciclete. Vom avea trei puncte de bike sharing unde aiudenii pot sau turiștii pot să-și închirieze biciclete să se plimbe prin municipiul AIUD. Vom implementa sisteme de eticheting, stațiile vom moderniza stațiile
pentru călători. Va fi un proiect foarte mare, care are o durată de implementare de 3 ani. Urmează într-o perioadă oarecare de timp să semnăm și contractul de finanțare. Pentru că suntem pe contractare, încă transmitem clarificări. Trebuie să vă chem mai des la mine, la Real Risk, că data viitoare, dacă trece iar așa un an, aflu că face și aeroport. Nu avem nevoie de aeroport, să știți. Bine, nu prea. Suntem realiști. Nu, dar nu avem nevoie. Aveți autostradă. Da, tot da, avem autostradă, Cluj, aeroport la Cluj, la Sibiu, nu are rost. Problemă. Da, cât de bună este relația guvern-primărie-AIUD și care sunt realizările comune? Cum vedeți dumneavoastră faptul că guvernul este de o anumită coloratură politică, dumneavoastră sunteți de altă coloratură și cu toate acestea, din câte am înțeles, și pe PNTL 2 ați obținut finanțări consistente. Acest lucru trebuie privit din următoarea perspectivă. Am depus proiecte eligibile, corect, credibile, pe criteriile pe care guvernul le propusese și nu puteau fi respinse. Nu are nicio legătură că guvernul e de un fel și noi suntem de altfel sub acest aspect. Ar fi fost monstruos ca niște proiecte atât de bune precum cele 4 pe care le-am câștigat să nu fie aprobate numai pentru că noi eram o administrație liberală. Deci, din punctul ăsta de vedere, trebuie văzut din ambele părți. Guvernul și-a respectat criteriile, pe de o parte, iar noi am respectat toate criteriile de eligibilitate, corect, încât să putem să fim pe lista proiectelor admise. Sunt 4 proiecte importante pentru noi, inclusiv podul de la penitenciar care trebuie lărgit și care era o problemă din totdeauna. Acum, când am plecat din AIUD, am înțeles că era blocat podul din cauza unui tir care... Câți bani au venit înspre primăria municipiului AIUD pe această relație de PNDL 1, PNDL 2? PNDL 2, despre asta discutăm noi. PNDL 2 ne-a adus finanțare încă, nu e licitație realizată, de asemenea... Da, 10 milioane de, da, de lei. De 10 lei. Milioane de lei. Valoarea celor 4 proiecte, 4 contracte semnate cu Ministerul Dezvoltării. Putem compara un pic, nu, cu ce am adus de la Uniunea Europeană. Corect, da. Putem compara un pic ca să înțelegem și... Eu nu vreau să fiu rău, dar dumneavoastră câte proiecte ați scris la PNDL, atâtea le-ați și nu, câștigat. Nu, noi am trimis vreo 12, că nu ne-am jucat. Nu. Deci, totuși, dacă noi am reușit să depunem niște proiecte eligibile pe fonduri europene, înseamnă că suntem capabili să scriem sau corect, să achiziționăm niște proiecte foarte bune, să facem în colaborare. Am depus mult mai multe decât... Și de ce au fost refuzate? Celelalte nu știu. Că nu se dau explicații. Nu au corespuns prioritățile. Nu au corespuns prioritățile, nu știm. Ok. De ce întreb? Sunt curios. Știu că foarte multe primării, cel puțin la Sebeș, a fost o reacție la începutul anului, înainte de votarea bugetului a primarului de la Sebeș, cum că guvernul fură din bugetul local. Bun. Cu cât s-a diminuat bugetul local al primăriei AIUD în anul 2019 versus anul 2018. Și aici fac referire la acea modificare de impozit și... Da. Păi, haideți să vă explic. În momentul în care Guvernul României a schimbat politica bugetar-fiscală privind, corect, persoanele cu handicap, automat a împovărat administrația publică locală cu două chestiuni. Unu, salariul însoțitorilor persoanelor cu handicap pe care îl plătea Guvernul României îl plătește acum primăria oricărei unități administrative teritoriale și indemnizația persoanelor cu handicap iarăși a căzut integral. Iarăși a căzut în sarcina primăriei municipiului AIUD. Dacă în anul 2018 primăria municipiului AIUD plătea undeva la 400.000 de lei contribuție la plata acestor drepturi, acum plătește 7 milioane de lei. Deci faceți noastră calculul și... O să aflați 6 milioane și jumătate de lei, bani care au căzut în responsabilitatea primăriei municipiului AIUD. Pe de altă parte, îmi cer scuze, Helga, poate că vrei să intervii, pe de altă parte trebuie să înțelegem foarte clar, dacă guvernul avea bani să facă aceste plăți, nu ni dădea nouă autorităților publice locale. Nu văd de ce. Acel tip de mesaj, v-am dat aceasta, dar v-am trimis și banii, nu e adevărată afirmația. Este o afirmație mincinoasă. De ce, dacă tu poți face plata, o muți aici?
pentru că... Probabil tot pe considerente de imagine, că ei practic v-au păgubit cu 7 milioane, da? V-au împovăra cu 7 milioane și acei 7 milioane vi au dat pe altă parte. Dar nu i-au dat. La care primărie au ajuns acei bani de pe altă filieră? Păi, că nu au bineînțeles ajuns că nu au ajuns aceia. Nu. Și-au făcut rost de bani pentru a putea plasa prin PNDL bani și să se laude caudate. PNDL-urile au fost semnate în 2018. Corect, da. Și atunci tu ce faci? Le spui că le dai bani pe PNDL, dar le iei banii de investiții primăriilor. Ei ziceau, avem niște investiții începute, da? Pe banii primăriei. Corect. În același timp, ni s-a pus în cârcă să faci, aveam PND-urile semnate, unde aveam și contribuția proprie și ne-am trezit că trebuie să plătim și salariile. Și atunci ce ne-au făcut? Nu ne-au ajutat cu nimic. Au luat banii de la primării pentru plata salariilor, ci că ni le dau pe PNDL-uri pe care noi le contam bani extra, trebuie să punem și contribuția noastră propriu. Și plus noi aveam niște investiții pornite. De 2%, nu, ascultați-mă puțin. După ce dai ordonanța 114, crești salariile celor care muncesc în construcții și acestea sunt pe contractele semnate, cheltuieli neeligibile pe care tot primăria trebuie să le susțină, nu mai e chiar așa de mare ajutorul, să știți. Și plus crești salariile tuturor angajaților din primărie, inclusiv la asta cu construcțiile trebuie să ia apărarea constructorilor. Au mărit salariul minim la 3.000, corect? Dar în același timp au redus cu 50% taxele. Deci o firmă de construcție se bucură de această mărire și în mod normal n-ar trebui să se afle plusuri pe devizul de lucrări. Știți ce înseamnă la noi? Știți ce ne-a permis guvernul prin a doua hotărâre pe care a dat-o ianuarie? Să creștem pe toate contractele existente la tot ce înseamnă la constructor manoperă de la 5,20 lei la 17,28 lei de bani. Asta înseamnă diferența. De la 5,20 lei da, la, ce la 7, tot ce înseamnă, manoperă într-un contract de derulare. Indiferent pe ce fonduri, pe PNDL-uri, pe ale noastre proprii, am primit de la 5,20 lei la 17 lei și 86 de bani. Și astea, asta înseamnă cheltuieli, sunt neeligibile pe proiect, deci le susții din bugetul local. O firmă de construcție deconta foarte multe sume la negru. Deci degeaba să-mi vină... Acum eu nu știu despre ce discutăm. Instrucțiunea că trebuie obligatoriu, fără a fi nici într-un contract. Instrucțiunilor de la finanțe și bună ziua. Și s-au oprit lucrările. Ai stat deci cu lucrările, clare, stop, nu până, să nu faci. Până ai mers la... Nu, dar i-a favorizat foarte mult dându-le acei 650 de lei pentru fiecare muncitor, îi suportat de către stat. Și tot în aceleași condiții vine firma de construcție să ajusteze de 3 ori bine o manoperă. Bineînțeles că, da, ei zic că au crescut foarte mult salariile, nu știm ce înseamnă sindicatul constructorilor, dar povara pentru noi este asta. Putem să vorbim orice despre ele, noi a trebuit să ajustăm contractele. Toate primările. Din bugetul propriu. Să știți că e fără culoare politică. Păi contractele acelea. Eu ajutat pe cei cu firmele de construcții. Corect, i-a ajutat doar pe cei cu firme de construcții, dacă i-a ajutat, nu știu. Acum, dacă vreți să discutăm concret, bugetele locale au fost văduvite de măsurile și politicile bugetar fiscale ale guvernelor PSD, începând cu 2017. Dar în 2018, prin nenorocirile pe care le-au făcut la finalul anului, prin nenorocirea de a nu avea un buget, prin întârzierea nepermisă până noi am putut să avem bugetul nostru votat la finele lui aprilie, numai să avem, practic, intrarea pe bugetul cel nou. Asta este o întârziere nepermisă pentru administrația publică locală care vrea să funcționeze într-un mod corect. Dar ne-a văduvit bugetele locale prin poveri pe care nu le-am avut, prin... Știți ce frumos e să spui la București că le crești salariile funcționarilor publici și să le dea primăria? Păi nu le-a crescut. Și le-a dat cu știți cine crește salariul? Salariul unui funcționar... L-a votat, nu? Votează, dar cine crește efectiv? Cine dă mărirea aia, vă rog să-mi spuneți? De unde? Din ce da, bani? De unde se dau? Din ce bani? Din bugetul local. Păi și atunci, eu pot la București să visez că ai vezi pe pereți dacă efortul trebuie să-l facă comunitatea locală. Până la urmă, nu poți să fii într-atâta de populist încât să nu ții cont că o comunitate nu este formată numai din funcționarii publici din primărie. O comunitate are oamenii ei din toate domeniile de activitate și efortul pe care îl face cetățeanul din comunitate cu taxe, impozite pe care le dă pentru bugetul local,
poate nu și-l doresc într-o asemenea măsură și într-o asemenea proporție folosit doar pentru cheltuieli de funcționare. N-ar fi fost mai bine să nu ne pună într-o astfel de situație. Noi a trebuit să punem în aplicare niște păreri și niște opțiuni pe care le-au avut populist guvernanții, care n-aveau legătură cu autonomia administrației publice locale. Și atunci, așa e, dacă au câștigat puterea, acum... Din toate impozitele și taxele pe care le colectăm de la impozite și taxe locale până la TVA și așa mai departe, în continuare noi plătim către guvern o parte, corect? În funcție de ce tip de venit este. Și atunci, de ce vorbim de PNDL-uri? Ce bani sunt PNDL-urile? Da, banii trimiși de noi către guvern. Se pare absolut normal da, să se întoarcă către noi. Ca cetățean simplu, sigur, îi dau la stat, se întorc înapoi. Păi da, asta e discuția. Trebuie să se întoarcă. Nu puteți trebuie să ne dați voie să gândim relația noastră ca reprezentanții administrației publice locale cu cetățenii altfel decât s-a gândit tradițional? Noi nu am fost aleși să ne facem de cap la primărie. Corect. Noi am fost aleși să gestionăm mult mai bine resursele locale față de orice administrație a fost înaintea noastră. Asta ne-am propus noi. De aceea subliniez și vă tot arăt suma adusă din fondurile europene. Și vă spun că în 3 ani și o lună am făcut această performanță. Aș vrea așa, dacă sunteți un jurnalist aplecat, să verificați localitățile de talie a iudului din județul Alba care au mai făcut această performanță. Cred că Sebeșul. În primele, eu nu vreau în primii să credeți, ani de mandat, în primii la primul trei mandat. Ani de mandat, la primul mandat, condiții comparabile, da? Deci păi, noi nu am avut semnătură electronică. Noi nu am avut semnătură electronică. Primul mandat al lui Nistor. Dar Sebeșul lucrează pe un alt buget. Faceți o verificare. E un pic mai mare, da, la Sebeș. Cât la sută din bugetul consolidat al aiudului îi strâns de către populație? Adică de către persoane fizic, ce, nu, fără juridice. Ca să fac o comparație, la Sebeș undeva până undeva la 10% e strâns de către populație. La noi sigur și e restul... mai puțin, pentru că avem sigur este mai puțin capacitatea, mai puțin de muncă. Da, capacitatea... Deci mai puțin la... persoane juridice la dumneavoastră, cu siguranță. Păi și persoane fizice, pentru că impozitul din salarii vine... Este legat de nivelul. De nivel, dar vin impozit pe mașină, pe terenuri, pe case și așa mai departe, ca și mărime poate fi comparat aiutul. Dacă aveam implementat sistemul, vă spuneam dintr-un click. Numai dintr-un click vă spuneam. Deci când se implementează? În 2021? 2021 este data finală. Bun, totuși cum vedeți relația guvern-primărie-aiutul? Credeți că trebuie să avem o relație neapărată? Da, pentru că suntem într-o societate. O relație există. Relația timp... instituțională da. Corectă din partea noastră, cu faulturile pe care le-au făcut prin măsurile bugetare fiscale, de multe ori absolut indecente. Repet, este indecent pentru un guvern să vină cu bugetul țării în martie, când trebuia să-l prezinte în Parlament în octombrie și să ajungem noi, administrațiile publice locale, la jumătatea anului cu bugetul nostru. Dar au venit de altundeva compensări? Deci aici unul la mână, doi la mână. Câți asistenți personali? Atât de mulți sunt într-un... Peste 102, 103. Peste 100. Cam așa. Deci nu e foarte mult, dar se strânge. Salariul nu este foarte mic, ăsta nu e ajutorul social, să nu cumva să confunde cineva. Știți ce vreau să precizez legat de acest subiect și mă bucur că ne-am întors la el? Sunt însoțitori al persoanelor cu handicap care se uită la emisiune, persoane cu handicap, să nu înțeleagă, ei sunt, discutăm despre cifre și considerăm că ne-am povărat guvernul, dar ei sunt oameni care trebuie să-și primească drepturile, indiferent deci de sursa de finanțare conform ei. Legii. Deci nu, doar că din punctul nostru de vedere este o împovărare pe bugetul local, faptul că guvernul a trecut responsabilitatea plăților de la guvern la municipiu, dar oamenii își primesc drepturile de fără niciun fel de problemă. Trecute și salariile, nu știu, doctorilor. Nu, noi am înțeles că de la anul se și revine înapoi, la aceea, la formula veche. Locale, s-au jucat puțin, au văzut că s-au jucat cu focul și ars și va reveni. Așa sunt așa informațiile se noastre. Preconizează. Totuși vine un an electoral. Corect, dar odată ce a făcut, e și un precedent. Vine de, la, și zice, de la un guvern PSD te poți aștepta la orice. Păi, la un moment dat s-a doctorii. Zis că facem pentru că putem. După această afirmație, putem să facem orice dacă putem. Știți nu cum, știu dacă nu trebuie totuși aceste lucruri mai bine cântărite un pic înainte de a face că putem. În general, când ajungi într-o funcție publică, nu trebuie să faci ce poți. Trebuie să faci ce trebuie. Ce bine.
Pentru că ce trebuie înseamnă serviciu public. Ce poți, poți să faci foarte multe dacă... Corect. Da? Dar nu aia, nu aia este tema subiectului. E, guvernul PSD a făcut tot ce a putut el după mintea lui. Dar nu a făcut de foarte multe ori ce trebuie. A mimat dialogul cu reprezentanții autorităților publice locale. L-a mimat, a mințit reprezentanții autorităților publice locale. Au spus că ne compensează, nu ne-au compensat. Nimic din ceea ce au spus n-au făcut. Mă uit acum la povestea cu impozitarea pensiilor speciale. Ce joc, ce balet face domnul Teodorovic de prin Europa, nu știu unde, acum ne transmite că toate pensiile, nu știm care toate, nu știm, pilonul 2 iarăși este în pericol. Deci un întreg subiect, apropo de pilonul 2 acolo fiind practic economiile unor oameni, niște oameni economisesc bani pentru bătrânețea lor. Și nenea Teodorovici ne spune că s-a gândit că poate ar fi bine să le impoziteze, că el nu mai are bani. Du-te acasă, nenea. Du-te acasă și lasă-ne. Păi am înțeles că vrea să meargă acasă la Cotroceni. Nu, nu, nu. Acasă. Cotroceniu nu-i casă. Să fie clar. Cotroceniu este locul în care instituția prezidențială conduce cu decență acest stat. Domnul Teodorovici nu se ridică la standardele pe care locatarul de la Cotroceni trebuie să le aibă. Nu se ridică, pur și simplu. Corect, da, știți că cei din echipă cu dânsul, primarii PSD-ului îl... Nu. Primarii PSD-ului au fost la fel de revoltați. Nu e adevărat. Poate să-l admire la ce poate să facă. Dar eu cred că e o admirație în sensul rău. Un primar de la PSD să vină să dea cu masă, să zică, domne, am fost... Iertați-mă, la întâlnirea cu reprezentanții Asociației Municipiilor, primarii PSD i-au spus domnului Teodorovici pe față foarte multe lucruri. Dar domnul primar dintr-un sector din București, parcă nu e foarte mulțumit și din câte știu eu e PSD. Și tot zicea că nu are bani. E suspendat acum, numai, e suspendat. Da. Cel cu hotelurile, da, nu, că acum... Acum putem să zicem că cu hotelurile, dar... Iertați-mă, când erau bune hotelurile, erau bune, acum nu mai sunt, fiindcă nu poți, e PSD-istul tău. Și atenție, nu l-au dat afară, l-au suspendat, deci au nevoie de hoteluri. Politicile astea PSD-ului, da, au nevoie de conferințe. Sunt foarte vechi, a fost în 2013, Dragnea era ministru dezvoltării. Corect? Așa, da. Și a dat o ordonanță, culmea, tot ordonanța numărul 13 per 2013. Așa îi se arată domnului Dragnea, are o problemă vineri, probabil. De amnistie a unor datorii rezultate din implementarea fondurilor europene. Și cu Giru a beneficiat de amnistie și Alba Iulia, bine, Alba Iulia cu 2500 de lei și Sibiu, care era condus de Iohannis cu vreo 6 milioane de dolari. Deci povestea asta... la nivelul foarte de sus e foarte complicată. Noroc... Dar nu știu ce vreți să spuneți cu asta. Deci poate că... mă lămuriți ce legătură are cu municipiul Aiud, păi nu, subiectul pe care l-ați deschis acum. Nu are legătură, dar deci nici, are nici Aiudul nu are legătură. Așa, cu politicile cu Teodorovici. Păi ba, are, pentru că ne-a luat banii. Este ministrul de finanțe, este omul care a prezentat ordonanța 114 ca fiind minunea secolului și ne-a... Dar firmele de construcții s-au bucurat dar de aceasta. 114 nu se referă numai la firmele de construcții. Și oare, doamna prim-ministru, de ce spune acum că într-adevăr nu ne-am consultat destul de bine? Tot dânsa spune acum că puteam că să ne consultăm clopotări, mai bine. Că lucruri care sunt făcute prin ordonanța 114 n-ar fi trebuit făcute. Dar au scăzut unele credite. Cum? Deci are și lucruri bune acum. Care credite au scăzut? Așa spun la televizor. E bine, la televizor. Nu știu băncile de ce sunt atât de necăjite că la televizor și noi putem să spunem acum că mâine dimineața se trezesc aiudeni într-un aiud roz. Când scad dobânzile. De aia sunt băncile necăjite. Băncile sunt bucuroase când ia piaulele de pe mine. Dați voie să vă spun că un ministru de finanțe care se adresează unui senator care are din punct de vedere economic o pregătire superioară lui ministrului de finanțe cu chiparosule, nu are ce căuta la Cotroceni. Ca să încheiem discuția despre Teodorovici. Și doamna Andronescu, de exemplu, care schimbă calendarul bacalaureatului în luna martie, să vorbim și despre un alt ministru, că acum ăsta al finanțelor l-am înțeles că vi drag. Nu că mi-i trag, eu spun cum îi perceput, nu, și cum... Noi nu-l percepem așa, nu știu, poate nu umblăm noi pe unde trebuie, dar
Păi dacă v-ați transfera la PSD, ați vedea că e pe eu nu știu, tot... nu am auzit niciodată pe PSD-știi din Aiud să fie bucuroși că nu sunt mai la bugetul da, Aiudului și ei tot în par. Din Aiud de asta. Acum, asta este, nu i-am omorât, nu i-am uiduit, nu i-am gonit, n-am făcut nimic rău, să știți serios. În sensul ăsta. Deci m-am uitat la alegerile europarlamentare și am constatat acolo că vă apropiați de moda celor din Blaj, adică PNL-ul trece de 50%. De asta dumneavoastră spuneți de PSD-știi din Aiud. Câți sunt în Aiud PSD-știi? Câți sunt? Noi nu știm, că noi nu vrem să-i numărăm. Decât vrem să-i numărăm. Observați o întrebare acolo. Da. Când încep lucrările de asfaltare pe strada Grădinii și Iazului, acolo... Ne întreabă cineva contractul, este, da. Contractul este semnat, firma constructoare și-a preluat tot amplasamentul, dar înainte de a putea intra firma constructoare a așteptat ca cei de la gaz să facă anumite reamplasări și anumite pregătiri ale terenului pentru că nu se putea asfalta cu conductele la nivelul la care au fost sunt găsite. Sunt și care nu au gaz, probabil. Nu, nu, toată lumea toate, are. Toată lumea are gaz, doar că țevile de gaz nu au fost la adâncimea suficientă încât să se poată face o infrastructură deci s-a pregătit normală. Bun, și aceste țevi, țevi de gaz vor fi readuse sunt pe gata. Pozice? Sunt firma gata. De gaz și-a gata. Terminat lucrarea. Fără contribuția exact. Da, s-a terminat. Cei de la gaz s-au finalizat. Sigur că au fost cele de pe stradă, oamenii nu trebuie să facă absolut nimic. Exact. Și firma constructoare a condiționat intrarea, pentru că știți ce înseamnă răspuns pentru fiecare element și cei de la gaz răspundeau. Și atunci a condiționat intrarea cu lucrările de finalizarea lucrărilor celor de la gaz. Da, putem primi și alte întrebări telefonic referitoare la Aiud. Vom afișa și un număr de telefon. Puteți intra, cei din regie vă vor nota întrebarea și ne vor transmite aici în studio pentru a afla un răspuns. Da. O întrebare, unde fac aiudenii baie la ce ștrand? Aveți ștrand? Ștrandul din Aiud fac baie. Aiudul are un ștrand extraordinar de frumos. Este un ștrand care este al municipalității, este concesionat unei firme particulare. Eu zic că acea firmă este o gazdă foarte bună, ștrandul este în stare excepțională și aiudenii iubesc foarte mult ștrandul. Foarte multe persoane frecventează ștrandul aiudean pentru că este un loc unde se mergea dintotdeauna. Avem un ștrand vechi și avem oameni care sunt obișnuiți să meargă într-o zonă foarte bună și oamenii sunt obișnuiți. Aiudenilor le place să meargă la ștrand și frecventează foarte mult. Și nu doar aiudenii, pentru că vin foarte mulți și din Ogna Mure și din comunele riverane. Mai ales până la urmă mai ales în weekend e foarte ceea ce trebuie aglomerat. Să înțeleagă aiudenii că noi nu putem să aducem un investitor să-i spunem tu ai venit aici și tu trebuie să faci asta. Nici nu putem să construim o fabrică, dar putem să facem o infrastructură care să ducă către turism. Sau poate să ducă către un investitor care să zică zona a devenit atractivă. De aceea facem atât. Și dacă tot spuneți că am făcut foarte multe lucruri, dumneavoastră spuneți că de un an nu ne-ați văzut și s-au întâmplat multe lucruri. Trebuie să ne creadă aiudenii pe cuvânt că dacă tot lucrăm atâta în zonele de a aduce bani, de a face infrastructură, de a construi, fix atât de mult lucrăm și aduce investitori, asta nu se vede pentru că n-are cum. Corect. Dar noi muncim și sperăm că munca noastră să va aduce roade. Așa, totuși, guvernul ăsta e ok, pentru că, vedeți, vă lasă să vă faceți treaba dar ca la carte. Dar ce a trebuit să facă? Păi nu vă pune bețe în roate. Care bețe nu ni le pune? În afară de faptul că ne ia bani, ce ar mai putea să le facă mai rău? Serios. Ar trebui să-i mulțumim că respirăm în fiecare zi, ar trebui să-i mulțumim că nu mai avem apă la robinet și lumină în bec. Apropo de apă, dacă, Doamne ferește, e o criză a apei, să zicem, așa se defectează rețeaua de alimentare cu apă potabilă. Aiudenii mai au fântâni? Aiudenii, în primul rând, au două conducte de alimentare. Da? Măgina sigur că este noi avem și Sebeș și Măgina, așa că e foarte greu deci să se... A fost o problemă pe conducta Sebeș și Măgina a putut să ducă 3 zile. Aiudenii nici n-au văzut. Nici n-au știut că a fost problemă pe conducta de asta a fost acum recent, nu au aflat deloc aiudenii pentru că nu trebuiau să afle. Dar trebuiau să afle, că de asta v-am întrebat. Da. De ce trebuiau să afle? Trebuie să simt, pentru că e normal ca un municipiu să aibă o variantă la resursele vitale. Se vezi nu are decât o singură variantă. La toți ne-i greu câteodată. La toți ne-i greu câteodată. Fântâni, mai au aiudenii care stau la case? În
unde mai au? Unde au fost fântâni, mai există. Pânza freatică, gâi sau nu infestată? Depinde de locul în care... Depinde de locul. La Sebeș, așa ca un tsunami. Peste tot, numai nitriți și nitrați. Este și pânză freatică pe, în anumite asta zone foarte, foarte sus. Cât de atent veți fi? Dumneavoastră vorbiți de un investitor. La Sebeș sunt foarte multe grupuri care fac lobby pentru scoaterea unui investitor sau a celor care poluează afară. Cât de atenți veți fi sau cât de multe veți învăța din povestea poluării de la Sebeș și cum v-ați gândit ca și strategie să condiționați un posibil investitor în domeniul industrial pentru a-și limita poluarea? V-ați gândit la acest aspect? E bine să știți că noi avem deja o opțiune pentru această idee de aiud un oraș curat și verde. Tocmai prin tipurile de finanțări europene și tipurile de investiții pe care le facem. De asemenea, nu am stat cu mâna în sân. Dacă nu a venit un mare investitor strategic la aiud, dar nu înseamnă că n-a venit să se așeze. Un investitor mare a făcut două audituri la aiud, avem cunoștință despre asta și a anunțat public Guvernul României că este interesat de anumite localități, printre care și Aiudu. A fost această... Da, a anunțat Guvernul României probabil tot pentru un ajutor de... Doamna premier a făcut câteva vizite, printre care și în Emirate, și acolo i s-a spus explicit despre Aiud. Nu doamna prim-ministru a spus celor de acolo despre Aiud, că nu știu dacă cunoaște că există Aiud. Cei de acolo i-au spus că la Aiud ar fi interesați. Noi avem știință despre auditurile făcute și de ce Aiudul este un punct de interes. Știe cum să nu știe că există Aiud, că da, am înțeles că după Rahova urmează Aiud, fostul ei șef. Ok, da. Acum, noi găzduim pe oricine... Deci oarecumva, da, e un fel de oraș turistic, Doamne ferește. Un oraș turistic cu adevărat va fi Aiudul și vom vedea imediat și de ce. Dar... În același timp, am identificat un spațiu în care am împărțit pe loturi tentante pentru investitori. Pentru investitori, dar nu neapărat mari. Și care doresc să deschidă activități de producție într-o zonă mai eco decât cea clasică. Prin accesare de finanțare europeană există o axă 2-2, apropo de cât de activ este, noi așteptăm de 2 ani. Deci noi am concesionat unor investitori terenuri care se bazau pe axa 2-2 pentru dezvoltarea. Sunt terenuri într-o zonă în care noi, de fapt, vizăm o dezvoltare de tip industrial. Da? Și la 2-2 nu-i metodologia de aplicare? Nu este validat și aprobat din de finanțare. O fi uitat. Acum, l-au pierdut, așa, între rânduri. Păi decât să fi scos ordonanța 114, mai bine dădeau drumul axei 2-2, că era atât de bine, aduceai bani europeni și deschideai fabrici prin țară. Da? 120 de locuri de muncă de aici, încă 100 de aici și așa mai departe. Deci era foarte bine, da? Noi am concesionat două locuri și avem încă solicitare pentru trei. Mă înțelegeți? Da, în zona aceea. Concesionate ce suprafață au? Îmi fac și o idee. Aproximativ 3.000 de metri pătrați. 3.000-4.000 de metri pătrați. Deci investitori medii, nu neapărat mari. Da. Dar se dezvoltă activități productive mai puțin poluante. Deci am avut această opțiune. De ce vă spun, și asta nu e o glumă de-a mea sau așa, se poate verifica ulterior, dar nu-mi permit să inventez lucruri. Cei de la Timișoara, Consiliul Municipal al Timișoarei, a dat în urmă cu 3 sau 4 ani o hotărâre a Consiliului Local de acolo, prin care au spus că pe raza municipiului Timișoara, nivelul poluanților să fie redus cu 50% față de ce spune legea. Mulți au atacat în contencios administrativ că nu se poate așa ceva. Și până la urmă se pare că a rămas în vigoare, pe ce considerent? La fel cum pe o stradă poți să spui că limitezi de la 50 la oră la 20 la oră, tot așa poți limita și acești poluanți. Și la asta mă refeream, dacă tot înverziți orașul, mă bucur să aflu că aveți și o strategie
de a nu permite unui mastodont care să vină să vă facă, nu știu, zic și eu, formaldehidă sau alți poluanți cancerigeni în mediu. Gunoiul, cum se administrează? Aveți probleme cu administrarea gunoiului? Depinde și dumneavoastră de groapa de la Galda? Nu depindeți? Unde duceți gunoiul în regim de taxi? Că noi la Sebeș îl ducem la mama zmeului. Și da, noi îl ducem tot la mama zmeului, îl ducem la Oradea. Noi am moștenit un contract de delegare a serviciului de salubritate care la anul, prin august, se finalizează. Deci este pe ultima, pe ultima sută de metri, ca să spunem așa. În același timp există viitoarea formulă. Noi suntem în zona 1 cu Alba Iulia, cu Ciugudu, cu toate astea, în același lot a fost deja stabilit cine a câștigat, da. Contractul acesta curge până la, până la anul cu firma Green Day. Nu suntem întotdeauna mulțumiți de, de ceea ce se întâmplă. Lucrurile cred că ar trebui echilibrat discutate legate de gunoi. Nu a existat la nivelul primăriei AIUD, înainte de venirea noastră, o preocupare pentru partea de educare, pentru colectare selectivă. Asta este un proces greoi. Nu vei înțelege de ce trebuie să colectezi selectiv decât dacă vezi un beneficiu. Nu a existat o astfel de opțiune. Acum am să vă, s-ar putea să spună aiudenii, ok, și voi ce ați făcut de când ați venit? Cum ne-ați conștientizat pe noi să colectăm selectiv? Că tot așa se întâmplă cum era înainte. Sau ce câștig dacă selectez? Câștigul este fantastic. Nu mai plătește autoritatea publică locală acea sancțiune enormă financiară. Da? Cu banii aceia putem să facem foarte multe pentru aiudeni. O străduță. Da? Poți să investești în AIUD sau să dai școlilor și așa. Bun. Dar discuțiile noastre cu firma au fost foarte serioase. Am avut chiar discuții contundente la un moment dat. Pentru că noi am solicitat un plan de măsuri și cred că ultimul plan de măsuri solicitat e de acum două săptămâni sau trei, exact pentru acest tip de colectare selectivă, în sensul în care măcar pilotare pe câteva străzi am fi vrut să facem ca la carte. Erau străzi asfaltate la milimetru, erau străzi cu oameni, gospodari, cu case și vreau să pilotăm acolo. De ce? Spuneam, noi se firme așa, dacă aiudeanul dintr-o altă parte a orașului va auzi de la cel de pe străzile astea, cum îi scade lui factura pentru că colectează selectiv. Va face colectare selectivă, va fi interesat să facă acest lucru. Dacă nu-i pot dovedi dintr-o parte acest lucru, nu mă va crede. Nu mă va crede. Ori pentru mine e foarte importantă partea educativă. Aici este strict educație, partea cu gunoiul. Da, cel care colectează selectiv versus cel care colectează, le pune toate de avalm acolo și sticle și borcane și resturi menajere și tot. În momentul ăsta noi putem face diferența între ei. În momentul acesta, firma nu poate face această diferență între cel care colectează selectiv și cel care nu colectează selectiv. Dar câștigul la un astfel de proces este cel educativ, la momentul zero. Corect, dar de ce nu poate care face diferența? Pentru că firma nu este, asta cu care am contract acum, nu este capabilă să implementeze acest tip de colectare. Nu e capabilă. Punct. Și nici nu dorește. Ea are un an de contract. Ce să-și dorească? Să facă investiții pentru noi în momentul acesta. A făcut foarte multe, am tras de ei foarte mult pentru coșuri de gunoi în oraș să pună suplimentar, că era atributul firmei în această privință. Legat de ce anume se plătea, partea de spații verzi, partea, toate astea. Am reașezat lucrurile foarte mult. Coșurile de gunoi, atributul celui care colectează gunoiul. Noi avem și curățarea străzilor, măturatul, avem tot la firma aceasta. Am obținut un loc de colectare subteran pe banii lor. Pe banii firmei sau și da. Până la urmă nu este o colaborare excepțională. Nu putem să ne mândrim chiar, dar nici nu ne-am blocat niciodată, cum am văzut foarte multe orașe unde, sau chiar și sate, unde nu s-a mai ridicat cu noi la un moment dat. Niciodată nu am ajuns așa acolo. Ceva n-am avut. Noi la Sebeș, bine, în 2012-2016, când am fost consilier local, pe vremea aceea era o diferență, făceai selectiv, plăteai 5 lei
Dacă nu-l făceai selectiv, plăteai 7 lei. Și era o diferență suficient 2 lei, ziceai. Noi acum intrăm cu hotărârea de Consiliu pe colectarea pe căprării, dar problema este la firmă, cum a zis și doamna primar, efectiv firma nu va reuși să facă acest lucru. Nu este capabilă și nici nu se va dota. S-a anulat acea hotărâre. Pentru un an nu s-a va dota. Ea știe sigur că nu are cum să câștige, pentru că nu putem să scoatem la licitație. Suntem în acea zonă. La Sebeș și aceeași firmă. S-a prelungit contractul cu 90 de zile. Dar noi nu avem ce prelungi, pentru că este un contract pe 10 ani și este până în august anul viitor. Pentru 10 luni nimeni nu mai va achiziționa. Cât plătește? Plătește redevență? Plătește redevență, sigur că da, bineînțeles că plătește. Și date fiind modificările legislative, acum avem această licitație adjudecată deja privind colectarea selectivă. Celelalte servicii privind salubritatea în municipiile și dezăpezirea, va trebui să facem pentru aceste două servicii o procedură de licitație, cum s-a și pronunțat Consiliul Local în ultima ședință, astfel încât să delegăm gestiunea acestui serviciu public. Bun, dar totuși, ce invocă firma respectivă? Cât de mari investiții trebuie făcute de către o firmă de colectare ca să colectezi selectiv? Domnul Roncea, problema mare e la conștiința oamenilor. Trebuie să mergi 3 ori pe o stradă, nu pe una. Nu odată. Nu merge o singură dată. Investițiile sunt continue. Depinde pe câte elemente desfaci. Investițiile sunt continue, sunt și corect, ceea ce privește... Corect, dar omul practic îi face munca acelui holangărului din rampa de selectare. Nu, vede nu așa, munca și-o face pentru el și pentru comunitate. Corect. Pentru că holongărul din... Dar firma respectivă de colectare nu mai duce cu noi un rampă. L-are gata selectat. Niciodată nu se va întâmpla, pentru că nu poți să ai un control 100% pe deșeul nici care pe iese dintr-o locuință. Pentru că într-o plasă poate să pună și peturi și cutii conserve și sticle amestecate și le aruncă la dacă te prinde pentru cu pet. Un metal la plastic, îi nu știu cât amenea. Povestea asta cu în Elveția, în Germania, în Franța, este un exercițiu care s-a întâmplat în urmă cu nu știu corect. Câți ani, care are o perioadă de rulare. Și la noi va exista un moment în care se vor întâmpla acele exact lucruri. Exact ca și cu democrația. Deci, în Anglia e de atâtea sute de ani. Noi ne dorim însă să finalizăm contractul cu această firmă așa cum l-au semnat ceilalți, îl ducem la capăt, fără a sta cu gunoiul la ușile oamenilor în Aiud, cum am văzut localități în județul Alba, unde nu s-a luat gunoiul nu știu cât timp. La Aiud asta nu s-a întâmplat. Da, ne sună un cetățean și spune pe strada Ostașilor la Cutare, zonă e afară sau dincolo, în Feleud, în zona stației, e o problemă. Da, acolo imediat sunăm și noi și este un angajat al primăriei care monitorizează serviciile delegate și imediat spunem, e legătura să se ridice, să facă. Acest tip de comunicare ne facem, dar n-am stat săptămâni întregi cu gunoiul neridicat. Da. Care ar putea să fie o problemă foarte mare. Siguranța pe timp de noapte. Cât de liniștit poate să meargă un străin noaptea prin Aiud? Și mă refer aici pe vremea noastră, când am făcut eu liceu, 88-89, mergeai noaptea pe stradă, te lua pe tine, miliția era atunci, ce cauți? Și acum se întâmplă, în Aiud se întâmplă, e un oraș liniștit. Sunt patrule pe timp sistemul, de noapte? Sistemul de monitorizare video pe care l-am implementat la nivelul municipiului ne ajută foarte mult, în sens în care lumea a înțeles, în primul rând, cei care erau predispuși la să facă fapte antisociale, că nu e bine să recurgă la asemenea acțiuni. Pe de altă parte, cetățeanul se simte în siguranță pentru că cele mai populate zone din municipiu sunt monitorizate video, sunt stocate informațiile 30 de zile, astfel încât la orice solicitare a poliției putem să punem la dispoziție informațiile pe care le avem. Camerele de filmare la intrare și ieșire din municipiul Aiud sunt dotate cu sistem de monitorizare, de recunoaștere și monitorizare și memorarea numerelor de înmatriculare. Tot așa, pentru 30 de zile am avut situații în care poliția municipiului ne-a cerut date vis-a-vis de anumite fapte care s-au întâmplat și am putut să furnizăm astfel încât au fost prinși făptașii. Deci există acest sistem camerele de monitorizare. Camerele din interiorul municipiului cât de performante sunt? Sunt performante, au capacitatea, nu le fac serviciu celor au capacitatea, care de, a, legea, au capacitatea de a identifica persoana, de a apropia, de a vedea fața persoanei, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Și avem patrule comune, poliția locală, sigur, cu poliția de circulație și cu jandarmi.
Da, deci nu e de joacă la IUD, cu atât mai mult că mai poate vădă. Acum, să nu idealizăm tendința în... A scăzut infracționabilitatea. Categoric, da. Categoric, da. Dar trebuie să înțelegem că această tentație a unora de a face acte reprobabile există. Nu e IUD-ul paradisul în care nimeni nu mai vrea să... Clar că se întâmplă lucruri de astea într-o zonă firească. Nu este însă nestăpânit fenomenul. Pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că simplu fapt că există un penitenciar în IUD creează o anumită stare. Tensiune, corect. Exact. Deci da. Este această... Dar aduce și avantaje, pentru că sunt salariile mari, deci penitenciarul acela nu e chiar atât de rău dacă nu vrem noi să-l primim. Corect, da, sunt locuri de muncă, da, într-adevăr există, să zic așa, un prestigiu când spui IUD, deocamdată nimeni nu spune IUD un oraș turistic foarte dezvoltat, da, trebuie cu să proiectele care le-ați spus aici pe masă, e foarte posibil. Nu vă supărați. IUD-ul este locul în care avem râpa robilor, în care vorbim despre ororile comunismului, despre cei care au murit în închisorile comuniste, vorbim despre o cetate, un centru istoric, în interiorul cetății, zidurile sunt aproape finalizate în reabilitare, în interiorul cetății, cu finanțare europeană, se reabilitează biserica de către proprietarul său, eparhia maghiară, și zona centrală va deveni o zonă chiar de vizitat. Avem un muzeu de științele naturii cu obiecte unicat ca importanță al doilea după Antipa, adică este Antipa și următorul este muzeul din IUD de științele naturii. Adică punctele de atracție sunt. Toată vara avem o grămadă de programe. Nu, la acest muzeu de științele naturii vin de la celelalte instituții de învățământ din județ. Adică de la Sebeș, de la Cugir. Aveți vizitatori. Noi, cred că am și făcut odată un exercițiu de transmitere către toate școlile prin inspectorat. De informații. Nu știam chestia asta, că e al doilea ca și importanță după Antipa. Și după Antipa, da. Cu da. Săptămâna altfel în școli atunci în care poți să se miște, atunci vin foarte mulți și în timpul verii avem foarte, foarte mulți turiști în IUD care vin și vizitează muzeul. Este un muzeu excepțional, este reabilitat, este foarte frumos. Personalul calificat, am înțeles de la foarte multe persoane că face o prezentare excepțională, de un nivel foarte bun. Da. Ați avut și o expoziție cu iluzionism? Obiecte de nu, iluzionism? Nu, la muzeu există tot felul de activități care să antreneze elevii din școli și așa mai departe, expoziții comune acolo. Există ateliere care se desfășoară într-una din sălile muzeului împreună cu muzeografi și cu învățătorii sau profesorii. Deci o activitate interactivă cu cei din școli. Cum stați cu bacalaureatul în municipiul IUD? Ca rezultate? Depinde la care școală ne uităm. Acum, amândouă suntem profesoare. Da, știu. Și mai și profesați. Și da, profesăm... Unii supărați, nu? Păi, să profeseze și ei. Da. Okay. Ne-am câștigat catedra cu concurs. Noi nu profesăm nici în afara legii și profesăm cu bună credință în slujba cetățeanului. Zicem, da. Atunci când elevii mei o să spună că nu sunt mulțumiți de ceea ce fac, atunci voi renunța. Da, atâta la timp... primărie sau la profesor? Nu, la mai predat. Da. Atâta timp cât feedback-ul este cel pe care îl am, păstrez un număr de ore. Dar, în privința rezultatelor la bacalaureat, vreau să nuanțez analiza și o fac întotdeauna în același mod. Atâta timp cât la liceu o parte din cei care intră sunt cu note sub 5 atunci când intră, da. Nu poți să ai pretenția ca aceștia să ajungă la o medie de peste 6 la examenul de bacalaureat ulterior. Corect. Probabil sunt excepții. Există două licee teoretice, liceul Titu Maiorescu, care are rezultate excepționale, spre 90%, nu știu cât a avut, nu? Sau peste 90%. Promovabilitate, da. Promovabilitate, un liceu bun, teoretic, acolo nu intră de regulă elevi cu note sub 5.
Există Bethlen Gaborul cu un rezultat bun, 80 și când, și voi cât ați avut? Nu, a fost 51%. 51? Din păcate, noi avem o clasă unde a fost o probabilitate foarte mică, la clasa de matematică informatică un singur elev nu a luat din 28, așa. La clasa de turism la fel nu au luat vreo 6 elevi și la clasa de pedagogic, nefiind în acel al o clasă de profesională care, mulțumim frumos doamnei Andrănescu, care tocmai a distrus învățământul profesional și acum iară ne zbatem. Deci copiii maghiari din județ merg la colegiul Bethlen Gabor, da? Toți. Din tot județul. Toți. Din tot județul. Da. Aproximativ 95% din toți elevii care merg la clasa. De bune condiții acolo de învățat. Da, de condițiile sunt excepționale. Da? Școala este total reînnoită pe un proiect pe fonduri europene, dar și baza materială este reînnoită. Fiecare clasă are tablă funcțională, da, multimedia. Da. Deci este o școală foarte bine dotată și plus elevii nu prea au altceva ce alege în județul Alba, în limba maghiară, dacă vor să studieze în limba lor maternă. Și atunci este evident că nu toți elevii sunt de liceu. Nici copiii români, nici copiii maghiari, nu toți sunt de liceu. Eu zic că minim o treime din toți elevii care termină clasa 8-a ar trebui să meargă la profesională, indiferent în ce limbă studiază ei. Dacă nu ai o clasă de profesională și duci pe toți cu forța în liceu, la ieșire vei observa că o treime nu iau bacul. Da. Ceea ce nu trebuie să fie... Nu trebuie să supere pe nimeni. Asta e povestea. Mare minune. Celălalt, colegiul tehnic și liceul Borza din Ciumprud primesc foarte mulți elevi. De exemplu, mă uitam anul ăsta la liceul tehnic, prima medie a fost 8,39. Prima medie la clasa, da, mai bună, da, cea mai bună, da, medie cu care s-a intrat. Și ulterior se coboară și sub 5, da? Se coboară până la... Ajungi la 2. 2, da? Bun. Da, și trebuie să ai media 6 la bac. Liceul acesta, da, nu poate fi tratat ca teoreticul. Corpul profesoral de acolo nu-și propune 100% rezultat la bacalaureat. Știți care e obiectivul liceului? Să nu abandoneze cei care au avut note sub 5. Că dacă să meargă cu toți cei bugetul, 4 ani. Corect. Nu, asta e problema care taie bugetul. Eu nu discut din punct de vedere al finanțării, eu discut din punct de vedere al efectului pentru elev. Orice elev ținut în mediul educațional și acționat asupra lui în școală este un câștig pentru societate. Fiecare an în plus de școală pe care îl face este un câștig. Ăla cât e. Deci, reducerea părăsirii timpurii a educației este obiectivul pentru aceste licee. Ar trebui să fie evaluate din acest punct de vedere. Câți ai avut cu note? Dar ajung mulți care nu știu să scrie pe clasa 12. Care e câștigul ăsta? Acum, asta cu nu știu să scrie, asta este o poveste, să știți totuși. Să știți. Spun doi pedagogi dintr-o dată. Eu nu știu unde i-au găsit pe aia din a 12-a care nu știau să scrie. Să nu știu să rezolve integrale, cred. Nu știu să scrie corect. Aia nu înseamnă că nu știu să scrie corect. E altă discuție. Avem consilier local care nu știu să scrie. Nu e nicio problemă. Unde? Eu cred că și în Sebeș aveți totuși, dacă totul iubiți atât de mult, pentru că din păcate foarte mulți oameni nu cunosc ortografia, e altceva, dar nu trebuie să vorbim totuși de un analfabetism. Analfabetismul funcțional înseamnă să nu chiar înțelegi ce citești. Asta se întâmplă. Și avem și consiliile locale din acum, lumea și ce largă. Să scrii e o problemă. Dar nu să nu înțeleagă alții ce scrii tu. Acum asta se mai întâmplă, schimbul la calculator. Dacă ați stat de vorbă cu niște elevi, fără să știți mediile lor de acces, să stați de vorbă pe niște teme generale, da, nu de învățământ strict, nu de materii, ați observa o capacitate de analiză, o capacitate de a selecta, o capacitate de protecție pe care o au, indiferent de mediile alea pe care le au. Să știți că elevul din ziua de astăzi are un profil căruia trebuie să-i te adresezi, nu-l judeci. Elevul nu vine la școală să-i spui că e prost. Elevul nu vine la școală să te dai tu mare câte știi. Elevul vine la școală pentru că la un moment dat alege o rută de formare profesională și tu ești dator pe ruta aceea să-l formezi cât mai bine, atât cât se poate. Sau vine pentru connecting people, așa, de socializare. Sunt mulți. Dar trebuie să-l determin ca și profesor ca acea conectare cu ceilalți să fie benefică pentru formarea lui. Asta e discuția în școală. Până în 90, sigur, eu în 90 am gătat liceu,
intrai la liceu cu o condiție, să ai 5 la ambele materii, la matematică și la română. Nu, da, puteai intra la liceu. Dar din moment ce ai într-o lege a educației scris că toată lumea trebuie să facă liceu, ce vreți să povestim? Sau poate să facă dacă îl dorește, că dacă nu poate să facă profesional, dar care... Nu, nu, ascultați-mă. Păi și de ce n-a schimbat Băsescu legea asta? Ascultați-mă, legea educației, dați-mi voie să vă spun de la sursă. Da. Legea educației a fost modificată în Camera Deputaților. Când? Atunci când a fost propusă în 2011 și a fost dezbătută în Camera Deputaților, a fost un parlamentar, fost ministru al educației, numit Adomniței, care a propus generalizarea liceului până în 2021. Și în acest mod, când spui generalizarea liceului, spui că oferi atâtea locuri la liceu câți absolvenți de a 8-a sunt. Atunci ce mai povestim? Da. Deci de ce ne supărăm pe elevi că noi le spunem trebuie să faceți liceu, că am scris în lege. Păi da, dar asta a fost în 2011, în 2012. Păi asta e valabilă. USL-ul trebuia să schimbe. Deci, pe mine nu mă interesează acest aspect. Pe mine mă interesează că nu suntem capabili noi adulții să propunem modele corecte pentru acești copii, modele de formare. Corect. În spațiu educațional. Respectiv o școală tehnică. Și după aia ne supărăm pe ei că nu... învățământ care să vă uite de pe toți, toate tipurile de elevi. Există în AIUD școală profesională? Da. Liceul tehnic din AIUD, cel despre care vă vorbesc, are profiluri mecanică, noi avem partea de economice. Dar tot sub formă de liceu. Nu, nu. Avem și profesională. Avem și profesională. Iar Borza are la fel. Și colegiul Bethlen are acum. Doar aceasta a fost generația în care nu a fost. Cum stimulează Consiliul Local al Municipiului Aiud și Primăria Municipiului Aiud? Cum stimulează performanța școlară? Aici vreau să fac referire, să îmi spuneți câte ceva despre bursele școlare. Da, oferim burse conform bugetului aprobat și conform prevederilor legale și de asemenea avem o gală în care premiem rezultatele excepționale ale elevilor, respectiv rezultate la olimpiadele naționale. Asta e gala din decembrie, când îi sărbătorim. Și, de an, și să știți că e o gală frumoasă. Adică cei cu premii la, faza județeană și acces la fază națională sau internațională. Avem o gală frumoasă, vin pe covorul roșu. Aveți și elevi care iau 10 pe linie și îți premia sau ceva. Eu nu știu dacă anul acesta am avut cu 10 pe linie, dar am avut. Care e nivelul unei burse de merit? Deci nu burse sociale. 100 de lei pe lună sau... Deci bursa socială e foarte mică, pentru că acolo, este un buget pe care îl propunem și numărul de aplicanți se împarte după aceea. Și la fel în și cea de merit. Nivelul este... burselor e stabilit de către Consiliul Local, nu? Da. Da, dar e în funcție de buget. În limita unor bănuți. În limita ce ne lasă Guvernul României să mai gospodărim noi, că dacă ne ia pe rând și ne spune aici dați salarii, aici dați la așa, aici dați la așa, după aceea îți rămâne o sumă atâta pe care doamna trebuie primar, să... Eu aș pune mâna pe telefon, aș suna, Viorica, ce mai faci? Nu mai ne lua atâta la bani mărunți, la iud. Așa și îmi garantează că dacă sun eu, așa cum ziceți dumneavoastră, că așa spun domnul Ronce, mi-a zis să vă sun, că dumneavoastră răspundeți direct, o să-mi răspund. Așa, okay. Și dar și schimba legea, că acum răspunde eu chestie, dar să și schimbe legea, că dacă nu avem... Păi dar am o întrebare, am o întrebare, dumneavoastră când ați sunat ultima dată pe Viorica? Eu nu mai vorbesc cu ea. Referitor la evenimente culturale, festivale de folclor, spuneți-mi câteva cuvinte despre festivalul de folclor. V-ați luat după noi, după Sebeșeni, că noi avem acolo... Și numai despre festivalul de folclor. Fărcașiu. Noi nu facem așa ceva. Noi felicităm Sebeșu pentru toate activitățile culturale pe care le are, dar construim o identitate culturală la Aiud, alta decât Sebeș, alta decât Blaj, alta decât Alba Iulia. Și cred că se vede pe evenimentele de la Aiud această identitate. Festival, nu cred că aveți folclor undeva interart în Aiud și o tabără internațională. Avem, cu... avem Artrad. Nu, nu aveți interart. Dar ce rezultate are Artrad? Are festivale internaționale de pictură, saloane internaționale. Așa, avem. Și... ați fost la Geneva cu expoziția, ați fost la New York, nu, cu unatul patronaj, patronaj al președinției României, cu două expoziții într-un an? Mă, nu știu exact peste tot unde a fost Artradu, dar acum e pe baraj la Oașa, pictează. A fost și la, nu competiții,
expoziții internaționale. Nu se fac competiții teoretic. Primul eveniment important despre care e bine să vorbim este într-adevăr Festivalul de Folclor, cultural vorbind, dar nu aș trece peste Ziua Rozelor, o sărbătoare a producătorilor. Haideți de să vedem câteva imagini în timp ce vorbim de la sărbătoarea Ziua Rozelor, sărbătoarea Rozelor, care a avut loc acum două săptămâni. Ultimul weekend 29 din iunie. Da, și putem comenta pe, și pe imagini. Ce se întâmplă la Ziua Rozelor? Câți PSD-iști au fost la această... Nu, eu glumesc, că-s rozele trandafirii. Mai puțini, pentru că ei nu prea vin, dar trandafirii sunt foarte colorați, să știi. Nu sunt, să știi, nu sunt doar numai roșii. Nu. Și e mult verde și eu sunt de la UDMR și atunci ne place. Am înțeles. Dar ne-ar plăcea chiar dacă ar fi numai roșii, pentru că este o sărbătoare a efortului și a muncii celor care lucrează. De ce, această sărbătoare? Pentru că unii cunosc, unii cunosc mai puțin... Câți producători de butași de trandafiri sunt în zonă? Sau câte persoane? Nu câți. Trebuie să vă spunem că Aiudu este principalul furnizor de material săditor din România. Adică e un fel de Olanda pentru noi. Adică exact ce am spus, principalul furnizor. Peste 80% din materialul săditor din România provine de la producătorii din Aiudu. Aiud, Ciugud? Sau Ciumbrud. Ciumbrud nu are de-a face cu Aiudu. Ciumbrud. Bun. Ciumbrud este localitatea aparținătoare. Ciumbrud este Aiud, dar trebuie să identificăm cu acest sat, cu Ciumbrudul, tradiția, atât în ceea ce privește cultivarea trandafirilor, atât în ceea ce privește pomicultura, cât și viticultura. Deci există producători de vinuri foarte buni, premiați. Nu cred asta. Spuneți că n-ați auzit de vinuri. N-ați auzit de vinuri de Aiud și de Ciumbrud. Foarte nasă. Păi trebuie să veniți în excursie la Aiud să vedeți că nu se face așa ceva. Nu, dar vă luăm acum și facem un mini tur la Aiudului când terminăm emisiunea. Evenimentul, de fapt, este dedicat efortului pe care îl fac acești producători, este dedicat unui adevărat motor economic al Aiudului, apropo de unul ecologic, pentru că despre asta discutăm. Da? Este o mare reclamă a producției de trandafiri. Noi sprijinim promovarea produselor pe care acești producători le-au. De aici, practic, le-au. Fiecare producător... intră în coloană cu un tractor. Da, există cu... niște care... și niște... idei pe care le aduc nou în fiecare an producătorii. Se face și export de butași. Și exportă. Producătorii apoi se așează în parcul liceului de profil din Ciumbrud, asta este parcul, o zonă superbă. Și apoi toată ziua este vizitat parcul, se fac poze cu aranjamentele cu trandafiri, se miros toate soiurile de trandafiri, se cunosc o parte, se stabilește trandafirul anului. În fiecare an este ales un trandafir. Anul acesta este unul superb, care are așa o formă ca de bujor, o culoare, un crem superb. Un vernil. Uite, acela mijloc, e de acolo. Acela e, deci, sunt și trandafiri modificați genetic, să înțeleg. Nu sunt modificați genetic, dar doiți. Păi nu, încrucișări, dar nu era rase de trandafiri. Și anul acesta, ce ne-au spus producătorii de trandafiri, au fost peste 3.000 de oameni la eveniment. Ziua se încheie cu concerte și cu focul de artificii, dar au spus că niciodată, niciun moment al zilei nu a fost fără oameni care să viziteze standurile. Și au fost foarte încântați de acest lucru. Da, de când acest obicei de a cultiva butași de trandafiri, cred că are sute de ani, se cunosc date? Nu are sute de ani, este la începutul secolului 20. Bunicii mei au fost cei care au făcut prima pepinieră în Aiud. Am și văzut poze cu bunicii Helga. Este deci la începutul anului 1900. Da. În 1905 au venit ei din Austria și au început cu o mică pepinieră de trandafiri și butaci și cei din Ciumbrud își amintesc și acum cum aproximativ bunicilor învățau la ferma bunicilor mei altoirea trandafirilor și a butacilor. Și de atunci s-a făcut o tradiție destul de frumoasă și foarte mare și eu sunt foarte mândră că a început de atunci. Da, clar, cine n-ar fi mândru să...
fie un deschizător oricum, de drumuri oricum, frumoase. Da, da, datoria da. Noastră este să sprijinim. Există o asociație a producătorilor de trandafir, Asociația Rozelor, și există de asemenea un sprijin constant pentru acest eveniment din partea Consiliului Județean. Așa cum am spus întotdeauna, parteneriatul onest cu Consiliul Județean permite organizarea unor evenimente de înaltă ținută la Iud. Cu atât mai mult aveți un motiv în plus să o sunați pe doamna Dăncilă, că sigur când primește rar sau des cum primește trandafiri, 80% sunt șanse să fie trandafiri de la Iud. Da, dar știți că acel cântec e cu trandafiri de la Moldova și cred că aici e un pic de contradicție. Păi știți, trandafirii primiteți... din Aiud au așa nota asta ardelenească, serioasă. Eu nu știu dacă ea primește trandafiri din Aiud, sincer, din Ardeal. Păi nu, dar nu-s convinsă, acum... cred că din Ilfov primește mai des trandafirii, totuși de o rasă de trandafiri fără țepi. Nu sunt trandafiri, deci, fără țepi. Deci trandafirii de la Iud sunt cu țepi. Sunt da, toți cu țepi, da. Și am văzut că sunt de toate serios. Culorile, nu toate. Ce-i frumos înțeapă câteodată, să știți. Da. Mai avem 8 minute din emisiune. Care este următorul eveniment? Păi, și înainte de asta, cum îi sprijiniți efectiv pe cei cu trandafirii? Realmente, evenimentul acesta este susținut financiar pentru că... fără să ne facem o laudă din aceasta, evenimentul nu a fost atât de popular înainte de a aduce câteva modificări în structura lui. Corect, nici nu există dacă, Alba Carolina TV și poate așa fi este, popularizat. Dacă vreți dumneavoastră, extraordinar e și acest aport, dar până când am venit noi la primărie, producătorii de trandafiri pentru Ziua Rozelor primeau echivalentul unei toalete ecologice ca sprijin financiar. Nu glumesc. Deci, primeau de la autoritatea publică locală da. Resurse pentru închirierea unei toalete publice. Pe timp de o zi, pe timpul evenimentului. Pentru festival. Da. Deci, asta era aportul. Undeva la 400 de lei. Puteți întreba Asociația Rozelor dacă exagerăm în această privință. După ce am venit noi, ne-am întâlnit cu ei, cu câteva luni bune înainte, ne-am întâlnit cu Consiliul Județean și am spus, uite, autoritatea publică locală vrea să dezvolte evenimentul și vom susține evenimentul financiar dintr-o altă viziune. Și ca atare se și vede. Da? Deci avem probleme. Unde se parchează mașinile? Câte parcări suplimentare să realizăm? Pentru că nu e vorba doar de aiudeni care participă la eveniment. Clar. Vin din județe, am avut autocare din Brașov, anul acesta, venite pentru eveniment. Să zicem că din toată țara. Acest lucru se vede pentru că... Ca secret a fost și soția cu una dintre fetițe la eveniment. Și bănuiesc că a fost plăcut impresionată da, de eveniment. Da. Ne bucurăm să auzim asta. Deci, eu n-am mers că am crezut că sunt numai trandafiri roșii și am zis v-ați speriat, la anul să veniți că sunt și albi și roșii, dar vă ținem aproape de noi și nu pățiți nimic și pe tot parcursul anului noi sprijinim muncitorii pe cât se poate, aranjăm drumurile care vorba duc la plantațiile lor, accesurile. Câte hectare sunt? Sunt curios și eu așa. Nu sunt foarte multe, să știți. Deci problema ciumbrutului este tocmai că au o zonă destul de restrânsă, teren limitat și le-au mai luat și la autostradă, motiv pentru care au fost foarte necăjiți și încep să se extindă. Au trecut Mureșul și fac și pe partea cu Aiudul și au și în partea de ieșire către Cluj, Aiudului deja, mai multe plantații de roze și chiar și în zona Miraslăului, tot ciumbrudenii noștri s-au extins pentru că efectiv zona pe care poate să producă este mult prea mică pentru ei. Cunosc eu un cultivator, cred că tot din ciumbrud, poate că unii se întreabă oare cei care cultivă, ce profil au. Un prieten de-a meu e șahist și chiar foarte bun, Bardi. Este din Lărinț. Da? Și el nu produce trandafir, produce legumicultor, cred că. E legumicultor. Da, era și cu trandafiri. Da, dar Lărințul aparține de Rădești. Da. Și de asta zic că e greu de stabilit pentru că acolo. Foarte mulți fac lucrurile astea pentru că este o afacere benefică și văd de la vecinilor și atunci sunt care fac o cantitate mai mică și sunt, bineînțeles, producătorii mai mărișori. Apropo de evenimente, n-am vrea să se închidă emisiunea fără să amintim două evenimente care urmează să se întâmple în municipiul Iud, drept pentru care vă lansăm invitația de a participa la aceste două evenimente dumneavoastră, iudenilor și celor interesați. Este vorba despre Festivalul Meșteșugarilor, care va avea loc săptămâna viitoare în perioada 26-28 iulie, iar în perioada 1-6 august va avea loc Festivalul Internațional de Folclor, un eveniment
cu participări de renume de pe patru continente, țări îndepărtate, Canada, India, China, India, Maroc, Egipt și așa mai departe. Rusia, Ucraina, cu ansamblul care fac întotdeauna spectacole de, de mare senzație, aplaudate foarte mult. Avem de... ansamblul Doina Iudului, care și el se ridică la standarde. Fără probleme. Deci 1-6 august, festival de folclor. Din care e împărțit în două. E împărțit, că se face și în Aiud și în Ogna Mureș. Noi nu am fost egoiști și am dat o parte din... Erau 6 zile la Aiud și am zis, haide, Ogna Mureșul... Câte are Ogna Mureșul? 3 zile. 3 zile au ei. De data asta ei vor avea 1-3 și noi vom avea 4-6. Fiecare ne-a schimbat. Însă la festivalul Meșteșugurilor ar fi bine să revenim, pentru că, de fapt, aici totul este o poveste. Știți că cetatea are niște turnuri, da, ale breslelor. Acolo avem croitorii, avem cizmarii, avem măcelarii, da, nu? E vorba de readucerea meșteșugurilor în atenția comunității și păstrarea tradițiilor legate de aceste meșteșuguri. Da. Anul acesta vom desfășura în intervalul pe care l-am stabilit, 26-28 iulie, prima ediție, este internațional. Prezența va fi internațională. Vor fi corturi cu meșteșugari autentici. Mai sunt în zonă care fac pantofi? Din zonă și din toată, deci, e internațional. E internațional, okay, da. Dar de ce și... îl facem noi așa? Pentru că vrem să introducem cetatea în... Apropo de cetate și de drumul care va fi făcut pe fonduri europene împreună cu Consiliul Județean, vrem să-l introducem într-o construcție de genul. Venim la Aiud pentru acele zile, pentru că sunt zilele meșteșugarilor, și după aceea putem să mergem la Colțești, la Remetea, la Abrud. Și mai plecăm că peste o săptămână începe festivalul de folclor. Pentru că ideea esențială este să cazezi măcar o noapte turiști la Aiud. Acesta este un obiectiv pe termen mediu și lung pe care îl avem foarte clar. Există foarte mulți turiști care vor tranzita România dinspre vest înspre est și noi ne dorim să îi ținem la Aiud măcar o noapte. Faceți un festival de 3 zile de șah, festival internațional de șah, domnul Miron. Nu sunt atât de mulți șahiști care să... Acum, iertați-ne, preferăm să facem câteva zile dedicate motocicliștilor, să știți. Foarte bine, pentru Caterina. Cu zona Sloboda, care permite un loc excepțional, dacă putem să facem acolo o zonă de campare și pentru pe ei. Pe când un festival de ăsta culinar, gulaș... Va fi la serverile meșteșugarilor, va fi cel puțin, deci, gulaș, sigur, gulaș, sigur că da. Nu că și să știți că nu este un festival oarecare, vor fi foarte multe prezentări ale meșteșugurilor, deci nu este un târg unde pur și simplu se vinde. Vin meșterii autentici care își prezintă meșteșugul. Deci toți cei care, și văd că moda este foarte în creștere și este destul de mare deja, în a meșteșugări. În a-ți dori să-ți faci un inel. Handmade-ul este... Da, este Și de aceea noi ne dorim să se prezinte foarte mult meșteșugurile. Vor fi corturi unde copiii poate să învețe meșteșuguri autentice. Va fi călărie. Vor fi prezentări de tras cu arcuri. Vor fi două trupe de arcași. Deja îi făcută lista cu ce meșteri vin? Sau cum se procedează? Dacă în 20 și se întâmplă, vă dați seama, dar nu putem acum să avem... Este o surpriză pe care o pregătim. Va fi teatru pe picioroange, va fi o seară în care... Toboșari, chitariști, 50 de chitariști care cântă, așa, pentru că mergem și în zona... Noi de unde sunt chitariști? 50 numai de la Sebeș. Păi i-am găsit. Da, de la Sebeș. Sebeșul nu are 50 de chitariști, nici Aiudul nu are, așa că n-are cum Sebeșul. Păi nu, e doamna Corina Corpodean, acolo antrenează chitariști. Avem concerte în fiecare seară din acestea. Deci cu chef. Este ceva nou pentru Aiud, este, repet, povestea în care vrem să introducem cetatea și drumul acesta care ne leagă de Apuseni și e prima ediție pe care ne-o dorim de bun augur. Am dat că cineva o să zică, măi, ăștia au început campania electorală. Vă dați seama că o să fie și voci. Dar noi fiecare an am făcut lucrurile astea, nu-i campanie. Păi nu, dar pentru prima dată e festivalul meșteșugar. Campania. Păi orice lucru e odată pentru prima dată și după aceea nu mai. Pentru a doua oară. Campania noastră este munca și o facem 4 ani.
Cuvântul chef nu este neapărat potrivit. Am spune socializare și voie bună, pentru că este important într-o comunitate ca lumea să vină să socializeze, să petreacă un timp bun de calitate. Este o muzică împreună. Folk, nu este nici muzică ușoară, nici populară, pentru că urmează festivalul de folclor. Este, o fi interesant. Mă faceți interesant. Curios. Păi trebuie să veniți. Trebuie acum să veniți dacă sunteți curios, că altfel nu-l vedeți. Da. Numai să vă luați așa o marjă de timp, pentru că știți, traversați Tăiușul. A, și se stă la coadă deocamdată. Din păcate se stă din la păcate, coadă. Da. Să sperăm că începând de anul viitor... Am fost ușor răutăcioasă și la Iud. Sunt momente, mai ales vinerea după masa și sâmbăta, în care coloanele sunt evidente. Cred că românul a înțeles deja că toate artificiile ca să fluidizez traficul s-au făcut. Noi am pus semafoare, am introdus sensuri giratorii, am făcut tot ce am putut. Dar atâta timp cât se produce efectul de pâlnie de pe autostradă, coboară la Sebeș și vin din Teiuș, ai trei semafoare pe centru și așa, acolo unde se formează aceste efecte de pâlnie, e foarte greu să mai rezolv până când autostrada nu va fi cap-coadă finalizată. Da, să sperăm curând și într-o autostradă a politicilor corecte, că da, și în politică există efectul de pâlnie. Da, suntem la final de ediție Cetatea Iudului Perspective. Sperăm că am fost pe sufletul dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Alba Carolina TV, deoarece suntem cei mai buni.